Editura University Press este pentru al doilea an consecutiv la Târgul de Carte Bookfest, o tradiție în arealul Târgu Mureșan, organizată în luna septembrie pentru toți iubitorii de carte. Ne bucurăm și de că suntem și de data aceasta alături de cititorii Târgu Mureșeni, venind cu o ofertă nu doar de carte didactică, așa cum este în principal obiectul de activitate al unei editurii universitare, ci venim totodată și cu lucrări de beletristică și lucrări de cercetare științifică. Este extrem de important pentru editura universității să își construiască și consolideze această imagine de editură care se adresează tuturor cititorilor prin volume de calitate, care sunt rezultatul unor demersuri de cercetare. De fapt, o universitate, dincolo de partea didactică, are această componentă de cercetare extrem de importantă și care se valorifică, de fapt, prin lucrările publicate în cadrul editurii universitare. Suntem, sau este cea mai potrivită formulă de a genera schimbare, de a genera schimbări de atitudine prin acces la literatură de specialitate. Îi așteptăm așadar, nu doar pe studenții noștri, îi așteptăm pe toți cititorii Târgu Mureșeni, pasionați și dornici să descopere diferite subiecte, de la lucrările de medicină, nutriție, până la volume din domeniul economiei, dreptului și literaturii. Pentru că de câțiva ani, din 2018 în mod susținut, încercăm să dezvoltăm o colecție de beletristică, ne propunem așadar să aducem cititorilor și alte lucrări decât cele de specialitate care sunt de obicei atașate unor edituri universitare. Vă așteptăm așadar pe toți cei interesați care doriți să vedeți ce fac cadrele noastre didactice dincolo de actul didactic care îi definește prin excelență. Autorii sunt, din punctul meu de vedere, cel mai important motiv pentru care publicul din Târgu Mureș ar fi bine să treacă pragul acestui frumos teatru național între 27 acum și 29 septembrie, pentru că Bookfest-ul a început de ieri. Cred că o listă de autori care începe cu Radu Aldulescu, Radu Paraschivescu, Cristian Tudor Popescu, Denisa Comănescu, Dan Liviu Boieriu, Ciprian Mihali, Alexandru Stermin, Cristian Preda și mulți alții, pentru că sunt mai mulți, Marian Tudor, profesorul Marius Turda, Denis Deletan, deci o pleiadă de autori, unii dintre ei, cei mai mulți dintre ei pentru prima dată la Bookfest în Târgu Mureș, o astfel de listă este un motiv forte pentru a arunca un ochi pe programul de lansări și a veni la Bookfest Târgu Mureș, unde cărțile cele mai noi ale acestor autori, dar și multe altele, astăzi tocmai am participat aici la Bookfest Târgu Mureș la, să spunem, punerea pe piață în premieră în România a ultimului titlu, celui mai recent titlu Harari, Nexus, da? Și ne bucurăm că putem să avem la Târgu Mureș cele mai proaspete titluri. Denis Deletan abia și l-a lansat la finalul săptămânii trecute, dar Denisa Comănescu la Humanitas Fiction vine să prezinte cele mai recente apariții din colecția Raftul Denisei aici, după sau chiar înainte de prezentarea lor oficială la București, pentru că abia pe 2 octombrie unele dintre titlurile pe care Denisa Comănescu vine să le prezinte aici vor fi prezentate și la București într-un cadru de librărie. Revenind la partea legată de conceptul Bookfest, ce încercăm noi în toate aceste evenimente Bookfest pe care le facem în 6 orașe este să apropiem publicul de cea mai diversificată ofertă editorială într-un mod, prezentată într-un mod în care editorul dorește să o arate publicului. Pentru că într-o librărie spațiul te constrânge să scoți în față ceea ce
are vantabilitate mai crescută, nu neapărat ceea ce este mai ofertant din punct de vedere al calității editoriale. Aici, pentru că spațiul este, după cum vedeți, generos, editorii au posibilitatea să-și arate întreaga ofertă sau ce e mai relevant din oferta lor editorială și publicul poate, chiar dacă nu cumpără acum, poate să înțeleagă ce își pune pe lista de priorități în perioada imediat următoare. Bookfest nu este un eveniment de vânzare, cât este un eveniment de marketing. Încercăm să facem astfel încât publicul să fie cât mai bine informat cu privire la ceea ce îl poate interesa și fiecare își poate apoi găsi un drum către o librărie, către un retailer online, către site-ul editurii, ca să-și cumpere ceea ce i-a atras atenția aici.